Bună și bine v-am găsit la primul nostru episod de pe acest canal. Numele meu este George și vom începe cu Red Bull 4. După cum vedeți, sunt 5 țări, eu nu le-am terminat pe toate. Mi-am luat skin-ul acesta. Pare că îmi place mie așa galbenul. Și vom începe cu prima țară. De la nivelul 1 până la 15. Bineînțeles, vom mai face și alte țări. Hai vedem ce se întâmplă. Deci era 2 rotund și unul era pătrat. Și pătrații îi făceau pătrați pe cei rotunzi. Și planeta s-a întâmplat în pătrat. Ok. Și noi suntem cineva rotund și trebuie să-i oprim pe pătrații. Asta suntem noi, acolo am video criminal taroșu, fiindcă așa e skin-ul inițial. Dar eu mi-am ales pe acesta galben și aici să începem. Bara aceasta, aceea de acolo este bara de medalii, să zicem așa, care ți arată care sunt medalitele. Aurie. Și tot. Nivelul acesta e un pic parkour pe care l-am eșuat. Hai să storcim un pic acest pătrat. Bun. Și pătrații ne dau experiență pentru medalii. Bun, nu trebuie să ne luăm neapărat toate medaliile, fiindcă nu o să-l fac chiar cu toate stelele. Am luat bătaie. Aici, în nivelul acesta, trebuie să-l împingem foarte tare. Cine nu vrea să se joace pe jocul ăsta și nu știe, puteți vedea aici. Eu am mai jucat toate nivelele și m-am și uitat și eu la tutoriale normal și știu. Luăm câte stele putem, dar nu mai începem iar nivelul pentru stele. Aceasta să o punem aici. Apoi sărim pe ea. Și de aici sărim aici. Acesta este checkpoint, stegulețul acesta. Și dacă murim, ne dă tot de acolo. Eu mi-am luat ceva cu vieți infinite, deci nu o să mai trebuiască să aștept. Aici mă enervează pe mine cel mai tare, fiindcă până împingem asta. Uitați. Până la urmă am pins-o și ghiciți ce? Am pins-o peste un dălă și n-am murit. Nu știu cum s-a întâmplat asta, dar în fine. Eu am încercat și eu să merg pe grilele, dar nu merge, merge decât chestia asta. Ai undeva în spate și asta cred că are un corp așa. Vorbesc despre lemnul acela. Acestea sunt niște tauri care uitați cum vin. Și trebuie să au armură pe ei și e foarte greu să-i omor, fiindcă trebuie să le dai două hituri. Asta trebuie să mă împinge așa. Mamă, ce nice. Am murit în dălă direct. N-am mai trebuit să mai ne pierdem noi din veci. Hai să o punem aici, după cum ați văzut, n-avem cum să se simt de acolo. De fapt, n-am încercat, dar
Cred că e greu, deci nu. Aici este un... Mamă, cum am sărit pe el! Să împingem asta un pic așa ca să putem sări. Am luat un checkpoint. Și am murit. Și vedeți, ne dă de la checkpoint. Parcă e mai agresiv el așa și merge mai repede când ne vede. Ca ăla, ca taurul ăla. Stau ce n-am putut să o luăm. Și continuăm. Nivelul 8 din 15. Acela lăsa ți se ducă. Ciocanul ăsta îl împinge. Cum face? Încerc să mă grăbesc cât mai tare pentru că nu știu ce poate să aibă mobizenul meu, după cum ați văzut și că scrie acolo în colțul din dreapta jos, scrie recorded by mobizen. Nu am înțeles ce... De ce nu mai merge să filmez mai mult de 15 minute? Doamne! Doamne ferește, ce arest! Bun, măcar am sărit. Aici nu e ușor chiar. Vă spun, m-am chinuit foarte mult la chestia. Opa! Hai sărim! M-am căzut! Ceea ce e foarte greu de luat, deci nu o să o luăm. Opa. El dacă stă un pic de tot să atinge de apă, bine, nu chiar un pic de tot, mai puțin decât un pic de tot. Nu, mai mult decât un pic de tot, dacă stă în apă, moare. Nu știu ce are tipul ăsta cu respirația de nu și-o ține și el măcar 3 secunde, moare direct. Trebuie să-l așteptăm pe acela să vină aici. Bun. Aici e un fel de cursă. Și am trecut. Sper să apucăm să facem toate nivelele. Bun. Cum s-a aruncat acela în apă? Aici durează foarte mult. Bine, nu chiar așa de mult, că am uitat că se mișcă repede jur, nu încetişor. Și aici trebuie să îl împingem pe acesta, să ne punem noi repede aici ca să treacă. Nivelul 14 și apoi nivelul 15. Opa. Partea asta e grea. Mergi, mă, mergi, hai.
Bine, nu, îmi retrag cuvintele, nu e chiar așa de grea. Am murit odată decât. Acum. Acum punem această piatră peste. Ați văzut acolo? S-a văzut un pic acesta. Poți să sari și așa pe ei. Și aici e boss. E diferit. Trebuie să-i dai una. Și face au, căldoare. Până face 3 vieți și apoi bum. Și acum o să scoată cu din aceea din cer. Uitați, unul, trebuie să-l omorâm ca să continuăm. Doi. Și apoi o să vină doi dintre cei cu armură. Acum. Și acum o să înceapă să sară. Sare decât după noi, adică să întoarce. Bum. Și după cum puteți vedea în acest videoclip, pământul a fost salvat pentru că a explodat bossul lor, dar au rămas niște ouă. De fapt, nu a fost salvat pământul, fiindcă am mai rămas nici eu. Asta a fost și asta vom vedea în partea a doua, adică în Deep Forest. Până atunci, la revedere, dați like, abonați-vă dacă vă place. Și ne vedem data viitoare. Bye!